Un mic dejun fără ouă parcă nu se cade. O să vedeți în următoarele minute 3 rețete rapide și ușor atipice. Oana nu i-a uitat nici pe copii, a făcut omletă norișor. Oul. Oul este super sațios, este un ingredient versatil, este un aliment foarte sănătos pentru că este bogat în vitamine, în minerale, în acizi omega, este o proteină de înaltă calitate cu o biodisponibilitate excelentă. Așa că astăzi vă propun să pregătim împreună 3 rețete care îl includ. Prima este un ou cu tofu, eu iubesc tofu și după ce veți încerca această rețetă o veți iubi și voi. A doua variantă este ou cu spanac. Este o rețetă pe care am descoperit-o în comunitatea mea, mi-a recomandat-o o prietenă și de atunci cred că o pregătesc în fiecare săptămână cel puțin o dată. A treia variantă este o variantă dedicată în mare parte copiilor pentru că este o variantă foarte aspectoasă. 100-150 de grame de tofu se prăjesc într-o tigaie fără pic de ulei. Este foarte important să aveți o tigaie de calitate, astfel încât să nu fie nevoie să folosiți ulei atunci când gătiți alimentele. Atât tofu, cât și ouul și orice aliment devine nesănătos în momentul în care folosim ulei pentru prăjire. Când tofu s-a rumenit, putem să adăugăm și oul și să mixăm în tocmai ca la o omletă normală cu brânză. A doua rețetă se prepară pe același principiu, dar pornind de la spanac, pe care îl vom adăuga în această variantă de la congelator, dar puteți în egală măsură să folosiți spanac proaspăt. Spanacul se gătește și ulterior se adaugă oul. Știm de la Papa încoace că spanacul este în sine un super aliment. Pe lângă asta, faptul că îi adăugăm oul îl va face și foarte gustos, iar combinația cu totul va fi una cu o densitate calorică mică, pentru că spanacul este o frunză în cele din urmă și nu are nevoie de multe calorii, dar ocupă un volum mare și combinat cu oul va fi atât sațios cât și bogat în fibre, o explozie de vitamine și de minerale. Când spanacul este gătit, adăugăm oul și, întocmai ca în rețeta precedentă, îl amestecăm. Nu adăugați sare în tigaie, ci după ce ați mutat preparatul în farfurie, pentru că puteți risca să degradați suprafața non-stick a tigăii. Amestecăm bine și omleta noastră cu spanac este gata. Sigur că puteți să adăugați mai multe ouă dacă doriți. Eu prefer un conținut mai mare de spanac decât de ou, dar este ok și dacă adăugați mai puțin spanac sau încă un ou. Pentru cea de-a treia rețetă modificăm puțin tiparul. Vom separa oul, albușul pe de-o parte, galbenoșul pe cealaltă. Adăugăm un pic de sare la fiecare. Și le batem bine cu mixerul. Și le amestecăm, incorporând foarte atent și blând cele două componente. Ușor, ușor, să nu spargem norișorii. Mai apoi împingem tigaia și uniformizați pe cât posibil omlețica noastră. Fără să o turtiți. Ceea ce este special la această rețetă este fix textura și este ingredientul și evident povestea care îi va cuceri pe cei mici să mănânce oușorul dimineața. Acoperim un pic omleta cu papacul ca să se gătească oul. Să verificăm ce face omleta noastră. Pare perfectă. Acum, în funcție de ceea ce poftesc măsnoroșii voștri, puteți să adăugați în interiorul norișorului diverse ingrediente sau puteți să o lăsați așa. Norul nostru este gata. Uitați-vă ce frumos e făcut pe toate părțile și îl vom transfera în farfurie fix așa.